A sosit momentul să luăm o pauză de la manga Boruto pentru a ne aminti de unul dintre cele mai iubite personaje din universul Naruto, fiind vorba, bineînțeles, de nașul, învățătorul, tatăl adoptiv al lui Naruto, Jiraiya. Avem multe informații pe Narutopedia despre Jiraiya, deci vom face videoclipul pe părți. Jiraiya a crescut în Konoha și după ce a absolvit Academia Ninja, a făcut echipă cu Orochimaru și Tsunade sub conducerea lui Hiruzen Sarutobi, cel de-al treilea Hokage. Aveți videoclip aici. Hiruzen le-a dat un test cu clopoțel, ca și prim exercițiu al echipei și probabil aici putem vedea primul test cu clopoțel în anime. Apoi Jiraiya, Minato și Kakashi adoptă acest test foarte bun. Lui Jiraiya i-au plăcut foarte mult trucurile lui Hiruzen, dar pentru că nu a reușit să dobândească un clopoțel, a fost legat de un ciot ca pedeapsă. Ne aducem aminte, bineînțeles, de Naruto care a pățit același lucru cu Kakashi. Hiruzen l-a încurajat pe Jiraiya să încerce să devină mai mult ca Orochimaru, care deja era un geniu la antrenamente. Dar acesta i-a spus profesorului său că tehnica lui transparentă de evadare era o dovadă mai mult decât clară a abilităților sale de ninja, pentru că putea spiona femeile ce făceau baie în onsen fără a fi prins. Hiruzen s-a oferit să-l însoțească pentru a vedea dacă este adevărat, ceea ce concluzionează că ambii au fost niște oameni de cultură. Jiraiya a avut un anumit interes pentru Tsunade de la prima lor întâlnire, dar mai ales când au început să îi se dezvolte pepenii. De aceea, acești pepeni au devenit o țintă frecventă a privirilor lui. Tsunade, bineînțeles că l-a prins când se holba și aproape că l-a ucis, forțându-l să fie mai discret. Jiraiya a descoperit la un moment dat muntele Myoboku, mai mult din greșeală, pentru că nu a înțeles cum funcționa tehnica de invocare pe care i-a arătat-o Hiruzen și a fost invocat invers atunci când a încercat să cheme o broască fără a avea mai întâi semnat un contract cu ea. Fukasaku l-a antrenat pe Jiraiya în stilul lor, cel mai proeminent senjutsu, dar și Frog Kumite, un stil foarte potent de taijutsu. În timp ce se afla pe muntele Myoboku, Marele Înțelept a făcut o predicție despre Jiraiya, că va călători prin lume și în acel timp va întâlni copilul profeției, un student care va reuși fie să salveze lumea, fie să o distrugă. Acestea întâmplându-se după cum reușește Jiraiya să-l instruiască. Nicio presiune pe Jiraiya, vă dați seama. La un moment dat, Jiraiya a fost promovat ca și Jounin și și-a condus studenții Genin în echipa 6. A început să bănuiască de faptul că unul dintre ei, Minato Namikaze, ar putea fi copilul profeției din cauza geniului său natural. Ca atare, l-a luat pe Minato drept discipol și l-a învățat multe dintre abilitățile sale. Deși echipa lui sub conducerea lui Hiruzen a fost desființată, Jiraiya, Orochimaru și Tsunade au continuat să lupte împreună în timpul celui de-al doilea mare război Shinobi. În timpul unei astfel de lupte Namegakure, ei au fost singurii trei care au supraviețuit unei întâlniri cu Hanzo al Salamandrei și aici, după această luptă, aceștia au fost denumiți legendarii Sanin. San, în japoneză, este cifra 3. După bătălie, trei orfani s-au apropiat de ei și au cerut să-i ajute să învețe ninjutsu pentru a se putea apăra. Jiraiya, simțindu-se vinovat pentru implicarea sa în război, a decis să rămână o vreme în Namegakure pentru a avea grijă de ei. Jiraiya, să știți că a fost mai mult decât un shinobi, a fost un învățător, un îndrumător, un om cu milă și îngăduință, caracteristici ce ar putea fi arătat și dovedit slăbiciune pentru un shinobi. La scurt timp după ce li s-a alăturat, a descoperit că unul dintre orfani, Nagato, posedă Rinneganul, un dojutsu ocular folosit cândva de eremitul celor 6 căi pentru a salva lumea. Jiraiya a decis că Nagato era copilul profeției și ca atare a fost de acord să învețe pe orfan ninjutsu pentru a-l ghida pe Nagato către mântuirea lumii. Nagato era un copil amabil, rupt între dorința lui de a nu răni pe alții și dorința de a-i proteja pe Yahiko și Konan. Jiraiya l-a mângâiat pe Nagato, învățându-l că e suficient să dorești să protejezi oamenii pe care îi consideri importanți, deoarece lumea este afectată de conflicte aparent fără sfârșit. Nagato a decis că este posibil să se pună capăt vărsării de sânge constantă și deși
deși nu știa cum, a spus că va găsi într-o zi calea către pace. Jiraiya s-a inspirat din cuvintele lui Nagato și a început să scrie ceea ce avea să devină povestea unui shinobi curajos. După 3 ani de pregătire a orfanilor, Jiraiya a decis că sunt gata să se descurce singur și s-a întors în Konoha, lăsându-le copiilor cadou o copie terminată a creației sale, care a fost dedicată mai mult lui Nagato. Vestea faptelor orfanilor ajungea la el din când în când, dar în cele din urmă a auzit că toți au murit. Jiraiya a publicat și primul său roman, The Tale of the Utterly Gutsy Shinobi, dar din păcate nu s-a vândut bine când a fost lansat. Dar nu fiți triști, pentru că Jiraiya și-a găsit succesul când a creat romanele pentru adulți numite Icha Icha. Romanele s-au bazat pe experiențele sale personale în dragoste, în special pe respingerile lui de către Tsunade povestite într-un mod comic. Cărțile au fost extrem de populare, chiar el recunoscând că o ducea bine financiar, avea un carnet de cecuri plin cu zerouri. Minato Namikaze, fostul său student, a fost ales ca cel de-al 4-lea Hokage în Konoha, după ce chiar Jiraiya a refuzat poziția. Dar să știți că Minato s-a bucurat de prima carte a lui Jiraiya, găsind personajul principal foarte asemănător cu autorul. Minato a decis să-și numească fiul nenăscut Naruto, după personajul principal, în speranța că Naruto al lor va fi la fel de hotărât ca și personajul principal din carte și, prin urmare, ca și autorul său. Jiraiya a încercat să-i convingă să nu facă asta, deoarece asta l-ar face nașul lui Naruto. Dar Minato și Kushina au insistat că acesta este un lucru bun. Minato, din păcate, a murit în timpul atacului bestiei cu 9 cozi, dându-și viața pentru a sigila jumătate din chakra monstrului cu 9 cozi în copilul său nenăscut. Iar ca unul dintre ultimele sale acte, Minato l-a trimis pe Gerotora lui Jiraiya, pe stomacul căruia a scris cheia sigiliului lui Naruto. Jiraiya a bănuit că Minato avea să-l ajute pe Naruto să obțină controlul asupra puterii celor 9 cozi, doar că nu putea ghici pentru ce ar fi nevoie de acea putere. Deși Orochimaru a fost întotdeauna cel mai bun prieten al său, cineva pe care Hiruzen l-a indicat mereu ca și exemplu pentru Jiraiya, când Orochimaru a dezertat în cele din urmă Konoha, Jiraiya l-a urmărit și a încercat să-l convingă să se întoarcă, dar a refuzat și l-a atacat pe Jiraiya pentru a scăpa. Pentru o vreme, Jiraiya a încercat să găsească un sens mai profund în trădarea lui Orochimaru, încercând să-l aducă înapoi. În cele din urmă, nu a reușit. Orochimaru l-a acuzat pe Jiraiya că nu-l poate înțelege, deoarece părinții lui nu au fost uciși. Din acel moment, Jiraiya a început să urmărească mișcările lui Orochimaru, precum și pe cele ale organizației Akatsuki, o organizație la care Orochimaru s-a alăturat având scopuri ascunse. Investigațiile lui l-au îndepărtat adesea din sat, împiedicându-l pe Jiraiya să devină al 5-lea Hokage, așa cum și-ar fi dorit Hiruzen. Personalitate. Jiraiya, băieți, era în general un personaj haios, libertin, părea nestresat, poate că era, dar părea nestresat, făcând mișto pe seama sa. În interacțiunile sale cu ceilalți, îi plăcea să se prefacă egoist, supărându-i astfel încât să-i poată enerva și mai mult cu umorul său. Chiar și atunci când a intrat în luptă, nu a ratat niciodată ocazia să se prezinte strălucitor și exagerat, reușind ipostaze, kabuki și făcând autoprezentări dramatice. Aceste introduceri însă erau întrerupte într-un fel sau altul, iar Jiraiya s-a grăbit să-și exprime supărarea față de cei care îl întrerupeau. Prietenii și dușmanii îl plăceau deopotrivă pe Jiraiya pentru excentricitățile sale, admirând că cineva atât de tântălău ar putea fi de fapt un shinobi extrem de competent. Era profund loial satului Konoha, în ciuda faptului că era foarte desplecat de acolo, fără a ezita să o amenințe pe Tsunade că o va ucide dacă va trăda satul. Băieți, deci nici măcar dragostea pentru Tsunade nu era înaintea dragostei pentru satul ascuns între frunze. Bărbat adevărat care probabil n-ar fi spus asta dacă Tsunade l-ar fi lăsat să-i mângâie pepenii. De asemenea, Jiraiya nu a ezitat în încercarea de a-l învinge și poate chiar omorâ pe fostul său prieten Orochimaru, ca să răzbune moartea profesorului lor, nici în încercarea de a-l opri pe fostul elev Nagato, când a aflat că Nagato este de fapt adevăratul lider din Akatsuki, în ciuda durerii pe care acesta i-a adus-o. Jiraiya a simțit că particularitățile sale de personalitate îl fac incapabil să fie Hokage, deoarece fie îi lipsea responsabilitatea pentru poziție, fie prin infracțiunile și eșecurile sale din trecut, așa că s-a dovedit nedemn de o astfel de onoare, deși noi ne-am fi dorit să-l vedem pe Jiraiya Hokage. În ciuda faptului că a fost văzut ca un făcător de probleme excentric în tinerețe, Jiraiya s-a dovedit a fi un shinobi exemplar și competent. Jiraiya va stabili o vastă rețea de informații în toate țările și în luptă a demonstrat capacitatea de a recunoaște, de a analiza amenințările și pericolele într-un timp foarte scurt. Jiraiya a fost de asemenea capabil să vină cu soluții rapide și noi strategii în mijlocul luptei pe bază
baza observațiilor sale atente. Jiraiya s-a autoproclamat super pervers fără egal. Da, băieți, îi plăceau onsenurile de femei și el călătorea mai mult probabil pentru a vizita onsenuri diferite. Hobby-ul lui preferat era să spioneze femeile în timp ce acestea se îmbăiau, o pasiune pe care o etala fățiș și cu care de fapt se mândrea din cauză că era prins foarte rar. Dar culmea că, în ciuda acestui fapt, lui Jiraiya nu i-a plăcut când Naruto s-a referit la el drept eremitul pervers sau erosenin, cum zicea el în serie, în fața altora. Odată cu cercetarea obținută prin onsenuri, o va folosi ca inspirație pentru romanele sale. Iar în ciuda succesului său ridicat ca romancier, acest fapt nu l-a împiedicat să ia banii lui Naruto când a avut ocazia și să-i cheltuie pe alcool și femei. În anime, Naruto scrie o carte aici, fără ca nimeni să observe, simbolizând fie că Naruto poate să scrie o carte la fel de bine ca și un adult, sau de fapt că abilitățile descrise ale lui Jiraiya nu erau mai bune decât ale unui copil. Tsunade a bănuit că este vorba despre varianta 2, bineînțeles, pentru că ea observă un raport pe care Jiraiya l-a scris când era tânăr, fiind scris prost și însoțit de ilustrații brute cu creionul. Natura perversă a lui Jiraiya. Când îl întâlnește pentru prima dată pe Naruto, nu are niciun interes să-l antreneze. Naruto însă îl convinge să se răzgândească folosind tehnica sexy, pe care Jiraiya o aprobă atât de tare, încât îi cere lui Naruto să o folosească în continuare pe toată durata antrenamentului lor. Itachi Uchiha și Kisame din Akatsuki hipnotizează mai târziu o femeie atractivă pentru a-l atrage pe Jiraiya departe de Naruto, astfel încât să poată încerca să-l captureze. Deși funcționează la început, Jiraiya al nostru realizează rapid că femeile nu sunt de obicei atrase de el, permițându-i să se întoarcă la Naruto pentru a-l salva. Când era mic, a spionat-o pe Tsunade în timp ce făcea baie și când l-a prins, i-a rupt ambele brațe, 6 coaste și i-a distrus o serie de organe drept pedeapsă. De atunci, el a folosit o mai mare discreție în a-și exprima interesele în ceea ce o privește pe Tsunade, având grijă să-și facă progresele doar jucăușe. Jiraiya consideră că incapacitatea lui de a-i câștiga inima lui Tsunade este unul dintre cele mai mari eșecuri din viața lui. În ciuda naturii sale zgomotoase, Jiraiya a fost afectat de îndoieli și nesiguranțe că viața lui nu a fost altceva decât o serie de eșecuri. Este dezamăgit de incapabilitatea de a-l salva pe Orochimaru, care a cântărit foarte mult pentru el, la fel ca și morțile maestrului și studentului său, cel de-al 3-lea și al 4-lea Hokage. Jiraiya a considerat viețile liderilor ca fiind pline de realizări, mă refer la Hokage, și și-a dorit o moarte la fel de glorioasă ca a lor. În ultimele sale momente, Jiraiya și-a exprimat mândria de a realiza o moarte eroică, ce a fost pur și simplu glorioasă, dar într-adevăr glorioasă. În ciuda miștourilor sale despre sine, una dintre trăsăturile definitorii ale lui Jiraiya a fost spiritul său nestăpânit și impulsul de a nu renunța niciodată. În ciuda multitudinii de eșecuri pe care le-a suferit în viață, el nu a cedat niciodată disperării, mergând mereu înainte, așa cum a simțit că trebuie să o facă un shinobi. Împotriva lui Orochimaru, Jiraiya a dezvăluit convingerea că cea mai importantă trăsătură a unui shinobi a fost aceea că a rezistat și a luptat indiferent cu ce s-a confruntat. El avea să transmită aceste credințe și să le tipărească mai departe în convingerile elevilor săi. Poate că cea mai mare contribuție a lui Jiraiya în lume au fost abilitățile sale de profesor, deși el simțea că a ieșuat și în acest capitol. Condus de profeția că va găsi într-o zi salvatorul lumii, Jiraiya va fi mentorul a 3 dintre cei mai puternici shinobi din istorie, Nagato, Minato și Naruto, împărtășindu-și credința în spiritul shinobilor tuturor celor 3. Deși a fost aspru și distant cu Naruto la început, Jiraiya a avut o dragoste autentică pentru băiat și și-a dedicat timp pentru a se asigura că se comportă ca o figură părintească. Era deprimat din cauza lipsei de familie. Chiar și în ultimile momente, gândurile lui Jiraiya au fost către Naruto și Tsunade, dar vorbim de Naruto aici, căruia i-a încredințat salvarea lumii. În anime, înainte de a pleca în viața de apoi, spiritul lui Jiraiya își folosea ultimele momente pentru a-l bate pe Naruto pe umăr într-o ultimă demonstrație de afecțiune. Taie cineva ceapă aici, băiți? Eu am început să lăcrimez, voi nu? Deși rare ori o dezvăluia, Jiraiya era un mare credincios în pace și avea un dor profund de a schimba ura inerentă a lumii. În timp ce dorea să găsească un răspuns la ciclul de ură care a afectat lumea,
nu a fost niciodată capabil să găsească o modalitate de a face acest lucru. Nu a avut niciodată copii ai săi, motiv pentru care s-a gândit la Minato Namikaze ca fiind fiul său și, prin extensie, s-a gândit la Naruto ca la nepotul său. Jiraiya a declarat pur și simplu că a fi fericit nu era soarta lui. Tsunade se îndoia că Jiraiya își crede propriile cuvinte, dar putea să-i ofere și ea mai multă afecțiune, nu credeți? Jiraiya a rămas un om care fundamental îi prețuia pe cei apropiați, menționând o credință puternică în generația următoare, în special în cei pe care i-a antrenat personal, mai ales în Naruto, crezând că va fi capabil să creeze și să se bucure de lumea pe care Jiraiya nu putea decât să o viseze. Când a murit, Jiraiya a decis că, în ciuda numeroaselor sale eșecuri, succesele din timpul său cu Naruto au făcut totul și viața sa a căpătat sens. Ne auzim cu partea a doua, dar până atunci mă opresc să-l caut pe ăla de tot taie ceapă. Pa!